29 de tineri pregătiți pentru preoție au spus prezent în fața episcopului pentru a primi darul preoției. În cadrul ceremoniei de marți dimineață, în Catedrala Romano-Catolică din Iași, au fost sfințiți 29 de noi preoți catolici. Aceștia au declarat în fața celor prezenți că își asumă această misiune. E momentul în care primim acest dar al Sfintei Preoții, l-aș numi eu cel mai mare dar pe care îl poate primi o ființă omenească. E un moment special, avem toți emoții, dar implorăm harul lui Dumnezeu ca El să ne binecuvânteze și să ne susțină în drumul pe care îl vom începe. După mai mulți ani de formare intelectuală și spirituală, diaconii au devenit preoți pentru diferite locații. 14 pentru dieceza de Iași, 13 călugări franciscani conventuali, un călugăr franciscan capucin și un călugăr de la congregația Don Orione. Fiecare este conștient de provocările drumului pe care a pășit astăzi. Provocările, supra-totul, cred că sunt din partea tinerilor, pentru că ei nu mai sunt cum erau, să zicem, înainte, cel puțin aici în dieceza de Iași, în care vineau, ascultau de tot ce spune preotul și făceau. Acum tinerii mult s-au deschis, vin, îți pun întrebări, te întreabă și cred că asta este o provocare atât din partea noastră a preoților pentru a putea să le răspunde, pentru a putea să fim alături de ei și să îi ajutăm. Cei hirotoniți au îmbrăcat hainele specifice preotului, au fost unși cu Sfânta Crismă și au primit pâinea și vinul. E o slujire, mai întâi este o mare onoare și o mare cinste, pentru că e o chemare a lui Dumnezeu. Ei sunt urmașii apostolilor și a celor pe care apostolii i-au hirotonit când Iisus a spus: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la toate popoarele. Ei sunt mesagerii lui Dumnezeu, aceia care le spun oamenilor despre cerul lui Dumnezeu și orientează de pe orizontală, pe verticală, îndreptându-le ochii spre valorile care durează și care rămân și ne conduc spre viața cealaltă. După 1 august vor primi din partea superiorilor numirile pentru locurile în care vor sluji, în parohiile din Moldova sau în țările în care sunt comunități de români. Până atunci, fiecare va face prima lui slujbă în localitatea natală.